Ne aflăm în piața Foișor de Foc, la intersecție dintre Bulevardul Ferdinand și strada Traian, în fața uneia dintre cele mai importante monumente istorice ale sectorului 2, Foișorul de Foc. Acesta a fost construit în anul 1890 sub planurile arhitectului George Mandre, a fost arhitect șef al capitalei și are o înălțime de 42 de metri. El a fost folosit ca rezervor de apă și turn de observație până în 1935, când, din cauza apariției blocurilor înalte și a liniilor de telefonie, scopul său nu a mai putut fi același. În 1960, la propunerea colonelului Ioanovici, el a fost deschis ca Muzeu al Pompierilor, iar din 1992 este Muzeul Național al Pompierilor Români, pe care vă invit să-l vizităm. Bună ziua, bine ați venit! Suntem în fața Palatului Ghica, pe strada Doamna Ghica, numărul 5, un alt monument important al sectorului 2. Acest palat a fost construit în anul 1822 de către primul domn pământean al țării românești, Grigore Dimitrie Ghica, pe locul casei sale părintești. Planurile au fost făcute de arhitectul Xavier Villacros, arhitect român de origine catalană. Palatul a fost folosit de către domnitorul Grigore Dimitrie Ghica și succesorii acestuia ca reședință de vară. După intrarea României în perioada modernă, ușor, ușor, palatul și-a pierdut funcția sa de bază, iar în zilele din urmă a fost folosit ca sediu al Ministerului Sănătății, sediu al prefecturii Ilfov, urmând ca după Revoluție să devină ceea ce este acum. Iată, ne ajungem și la școala centrală, al treilea monument istoric al sectorului 2, pe care ni-l propusesem. Este construită după planurile arhitectului Ion Mincu. Inițial, școala făcută la inițiativa lui Barbu Știrbei a funcționat în altă parte, clădirea pe care o vedem funcționează din 1859. La nivelul ferestrelor și brâul pe care îl vedeți între cele două etaje, încearcă să imite decorațiunile bisericilor celor din Moldova. În 1942, directoarea acestui liceu a fost Elena Malaxa, sora industriașului Nicolae Malaxa, care a suportat financiar refacerea întregului edificiu și construirea unei săli de spectacole în spate, pe care acum o folosește Teatrul Bulandre.